Șase parlamentari au depus un proiect de lege la Senat, prin care se dorește ridicarea de la 14 la 15 ani a vârstei consimțământului sexual. Conform mesajul.ro, inițiatorii au introdus în proiectul depus la Senat un nou articol în codul penal numit violul săvârșit asupra unui minor. Raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum și orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise cu un minor care nu a împlinit 15 ani, se pedepsește cu închisoarea de la 7 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, se arată în document. Totodată, actul sexual de orice natură săvârșit de un major în prezența unui minor care nu a împlinit vârsta de 15 ani, se va pedepsi cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă potrivit proiectului. În expunerea de motive s-a explicat că la nivel european 8 țări, inclusiv România, au acum vârsta consimțământului sexual de 14 ani, 7 state de 15 ani, iar 11 state europene plus Statele Unite ale Americii, Canada și Israel au optat pentru vârsta de 16 ani. De asemenea, state de pe alte continente au optat pentru vârste cuprinse între 17 și până la 21 de ani ca vârste legale sub care este interzis să practice activităților cu un copil, se mai arată în expunerea de motive. Finalitatea urmărită de prezentul proiect de lege este de a ridica la 15 ani vârsta consimțământului sexual și de a incrimina distinct infracțiunea de viol săvârșită asupra unui minor, precum și cea de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor și infracțiunea constând în determinarea sau înlesnirea întreținerii de acte sexuale sau de natură sexuală între minori cu forme agravante și pedepse proporționale, relatează mesajul.ro.